ai gânduri serioase cu ea? Da, 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 destul de îndrăgostit. Mama ta o să mă accepte? O avea alte orientări? Nu știu, vreau să fac o impresie bună din prima, o înțelegi? Sunt de la Chișinău. S-a încurcat cu o moldovencă. Aole. O moldovencă periculoasă rău. Și bă, îți pălești, cu acela te pălești înapoi, care are două capete. În două zile, gata, ai cerut-o de nevastă? Una, să gătească, să facă mâncare, să frece pereții cu periuța. Ce vrei să fac? Să stau cu măta să mă cer? Știi foarte bine cum e mama. Fata ta n-ar fi bună pentru el. Ești un papă lapte care asculți doar de maică ta și stai numai după fusta lui maică ta. Nu te mai uita așa, că e bine așa cum spun. Doamna soacră. Asta e proba decisivă. Îți dau 15.000, e bine? Dragostea nu are granițe. Așa că astăzi vom asista la o iubire transfrontalieră între un român și o moldoveancă. Adică tot o soră de-a noastră. Wow, dragoste și soră sună cam ciudat în aceeași frază, dar înțelegeți ce vreau să spun. Băiatul nu-i chiar bărbat, e mai timid, mai nerodat în problemele femeiești. De fapt, e complet pe din afară. În plus, mai are și o mamă, pentru care, cum să vă spun eu, fericirea copilului este lumina ochilor, dar fericirea lui să fie așa cum o vrea ea. Va fi sau nu va fi? Deslușim toate ițele în cele ce urmează. Ionuț Dumitru este un băiat deștept, fost ocilar, actual ITist și are 35 de ani. Nu îl dă afară din casă simțul umorului, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care încă mai locuiește cu mama sa, Vasilica, o femeie de modă veche, divorțată cu două decenii în urmă și care a preferat mai departe celibatul. Aflată în pragul pensionării, Ionuț îi va rămâne de acum singura alinare și bucurie, el să fie fericit. Andreea, ce faci? Foarte bine, uite, îmi fac bagajul. Adică îți faci bagajul? Da, te-am avertizat de atâtea ori că eu plec și gata. Deci nu se poate așa ceva. Gata, te părăsesc! Cum adică mă părăsești? Uite așa, ți-am spus de atâtea ori că cu mine nu merge așa, nu se poate așa. Adică tu tot timpul ești plecat, n-am atenție de la tine, eu nici măcar nu exist. Ești ba la muncă și când vii de la muncă... Și unde vrei să fii la muncă? Stai tot pe laptop și muncești, deci tot stai timpul... Stai puțin, unde pleci, termină cu prostiile astea. Hai, gata, lasă-mă în pace, oricum deja... Și unde pleci? Treaba mea, oricum, deja am pe cineva... Cum adică ai pe cineva? Uite așa, pur și simplu. Și o să mă mut direct la el. Nu știu ce a apucat-o. Probabil că i-am dat prea multă libertate. La cine? La acel cineva, doar nu la altcineva. Despre ce vorbești? Ce înseamnă chestia asta? Deodată te-ai găsit pe altcineva? Unde pleci? Ce ți închipuiai că o să stau după tine toată ce, viața? Mai sunt bun, am încercat să altcineva. Te accept, am încercat să te accept, dar cu tine nu merge așa. Cine e omul ăsta la care pleci? Dar nu are nicio importanță, nu te interesează pe tine cine este. Cum adică mă interesează pe mine, așa, iubitul tău? Așa, ai fost iubitul meu, îmi pare rău. Deci am încercat să înțeleg că poate odată și odată o să te schimbi, dar tu nu te schimbi. Păi sunt la muncă, ce vrei să fac dacă nu am timp pe școală? Și tu ai impresia că o să fie vreo femeie care să stea așa decât să ne plimbăm prin casă amândoi? În afară să ne pupăm pe gură, n-am făcut nimic. Atenție, să ne pupăm, nu să ne sărutăm. Vă joc de mine, spuneți, vă joc de mine. Păi suntem de două luni împreună și nu te-ai atins nici măcar o dată de mine. Știi foarte bine că după muncă nu mai am niciun chef, nu știu, terminat. Na, păi și hai să mă călugăresc cu tine aici în casă, nu? Ce părere ai? Uite, te rog frumos, spuneți hainele înapoi și hai să discutăm normal ca oameni. Să discutăm ce am încercat de atâtea ori să-ți spun. O să mă audă mama, o să vină peste prostiile astea. Asta era problema, maică, te-ai evident că oricum am impresia că sunt aici doar ca să-i fac. Stă și cu noi în casă, nu-i normal, ce vrei să ne audă, ești culmea. Este supapul cu maică se și asta îl va costa mereu. Hai, te rog frumos, liniștește-te. Deci nu mă mai liniștesc, ți-am zis că o să plec, eu nu stau aici să mă joc cu tine de a iubiții și de a... Dar ce ai iubiți? Prieteni, eu... Colegi de cameră, de dormitor, că atâta, în rest nu suntem nimic mai mult. Ascultă-mă, tu glumești cu mine? Nu glumești deloc, dar tu ai impresia că eu stau să-mi chiar timpul aici cu tine.
Arată-mi pe omul ăsta. Hai, lasă-mă, dragă, în față, te rog. Deci termină cu chestiile astea și arată-mi acum pe omul ăsta. Domnule, deci de două luni de când sunt cu tine, nu am făcut nimic, doar am stat și m-am plictisit. Nu ești bun de nimic. Nu pleci nicăieri, te rog frumos, oprește. Cum adică să nu plec? Plec când vreau eu. Andreea, tu îți bagi joc de mine, recunoaște. Îți bagi joc de mine în momentul ăsta, vrei să mă enervezi? Nu mă mai cauți, nu mai vreau să mai am ce treabă cu tine. De când suntem împreună, am plecat o singură dată din București două zile și atunci m-am ales doar cu două poze și alea făcute prost, că nu ești în stare nici măcar o poză să faci. Nu ești bun de nimic, de nimic. Deci gata, te rog frumos, deci nu vreau nici măcar să mă mai ating. Te rog și nu mai țipa cu trezim pe mama. Lasă-mă cu maică ta, că așa nu vă mai suport pe niciunul. Dar chiar așa nu-ți pasă de voi, nu-ți pasă nici de mine, nici de mama, nici de nimic. Nu mai pasă de nimeni, îmi pasă doar de mine. Abia aștept să plec din casa asta, să nu vă mai văd niciodată, că nu vă mai suport. Așa e, sunt ocupat cu munca. Dar de unde bani să-i fac toate poftele Andrei? Și trebuie să mai întrețin și toată casa. Ești un papă lapte care asculți doar de maică-ta și stai numai după fusta lui maică-ta. Nu ești în stare să iei nici măcar o decizie pe cont propriu. Una, două, mama. Să ne supărăm pe mama, să vedem ce zice mama, dar numai mama este importantă. Eu ce se îndrag aici? Mai copii, măi, păi... dar ce se întâmplă, mă? De ce vă certați, măi? Nu se întâmplă, măi, doamnă, Andreea, nimic. Chiar de dumneavoastră avem în momentul ăsta nevoie. În calitate de mamă, nu pot să-i dau ei dreptate. Deși știu că are. Eu m-am comportat frumos cu tine, Andreea. Ce ai de țipe așa, fetițo? Doamnă, nu vă mai supăr nici pe dumneavoastră, ei, nici nu ridica domnul la mine. Ai, nu mai ridica, că ești chiar nerușinată. Dar nu se poate, nu vezi ce tu pe eu. L-am educat foarte frumos. Vă, că tu ești o needucată, că ridici tonul la mine. Nu e în stare să facă linie, este nici măcar să pună mâna pe o femeie. Să vă cheme pe dumneavoastră în pat cu nevastă sa. Du-te, fetiță, du-te învârtindu-te, că n-are nevoie de o mahala joaică. Hai, du-te. Stai, mă, băiatule, aici, tu nu vezi? Lasă să plece, ducă, se dă. Nu vreau să te mai aud. Probabil s-a urât cu binele, dar o să se întoarcă ea la mine, că doar aici era tratată ca o prințesă. Mai băiatul, mama, nu te mai uita așa la mine. Tremur, toată asta m-a făcut de nebunie, de boala copiilor. Ce vrei să-ți fac? Vrei, așa nevastă vrei să ai? Găsești... Mamă, da. Taci, băiatule, că găsești tu, îți găsește mama o fată bună. Nu poți să spui asta așa acum. Găsești tu. Știu că Fimiu nu e cel mai frumos bărbat din lume, dar s-o găsi cineva și pentru el să-l placă. Deși e destul de greu. Eu aș vrea să mă împac cu ea, cred că ar trebui să mă duc după ea, ce zici? Du-te, du-te dacă vrei după ea. Du-te dacă semnează singur sentința, eu n-am ce să-ți fac. De ce vorbești așa? Păi cum, mai mamă, dar tu nu vezi ce fel de femeie, îți trebuie una blajină, bună, să te înțeleagă. Tu ești băiat muncitor, da, e bun, ai o funcție bună, e prima dată ai o casă cum trebuie, ai tot ce-ți trebuie, îți trebuie o femeie de casă. Nu așa ceva. Lasă că găsești tu, ascultă-mă, băiatule. Ce al tău e pus deoparte. Am dus să-ți fac niște chifteluțe cu fiure. Hai, te rog, hai. Bine, mamă, hai. Dacă spui tu... Mă duc să-ți pregătesc, mă. Hai, băiatule, hai, revin-o, te rog frumos. Părerea lui este că fata a avut prea mult timp liber. Are dreptate, nu o scoate în oraș, nu vorbește cu ea, iar sărutul franțuzesc îi se pare o blasfemie. Iar Andreea îndrăznește să nu înțeleagă că, fără munca lui, pământul s-ar opri în loc, iar soarele n-ar mai răsări. Andreea pleacă, așternând frigul iernii în inima băiatului, iar Vasilica, pentru că pare să fie bărbatul în casă, trebuie să găsească o fată înlocuitoare. Mariana e cea mai bună prietena a mea. E singurul om cu care mă sfătuiesc atunci când am probleme. Par supărată, ce? Sunt. Dar ce ai mai pățit? Care crezi că e supărarea mea de atâția ani? Care crezi că mai poate fi decât băiatul meu? Ce a mai făcut, mă, Ionuț? Of, păi n-a făcut nimic, Ionuț. Aia e că n-a făcut nimic și de-aia l-a lăsat Andreea. Cum să-l lase? De ce a terminat, mă, fată, și cu Andreea? Sunt atât de supărată. Nu știu ce se petrece cu el. Și ziceai că se împac bine, se împacă bine. Păi se împăcau, dar i-a venit lui asta așa, nu știu, dintr-o dată să plece. Nu-i mai trebuie Ionuț. Nu-i mai trebuie că ăsta cu calculatorul lui, cu serviciu. Ce crezi tu? Nu bagă pe asta în seamă și a plecat femeia. Vasilica este un om bun, prietene de nădejde, dar... A cam greșit în educarea fiului ei. O avea alte orientări? Ai, crezi? Doamne, ferește! Știi, păi, că dacă... mi-a trecut prin cap? Nimic. Că nu-i mulțumită fata ala. Exclus, exclus! Păi dacă el a avut atâtea gagici, să zicem, pe aia bună,
Nu are altă orientare. Stai liniștită. Una... De ce te gândești tu așa? Două, alta, nu prea. Ei, așa sunt, mă, ei, sunt fluturate până la 40 de ani. Câte unii nici nu sunt soară. Ce umblă din femeie în femeie? Ce vrei să le faci? Nu știu, sunt foarte supărată din calea afară cu el. Mi-e teamă ca acest băiat să nu cadă în depresie. Și pentru asta am să mă zbat să-i găsesc o fată. Nu te mai implica tu, lasă să vină lucrurile de la sine, că își găsește cine, care fată o fi să fie a lui, spun eu că își a lui găsește, o să fie. Găsește, dar el e tare trist, cred că intră în depresie. Nu mai gândi așa, mă, că uite, vezi tu, astea sunt gânduri de frecvență joasă și nu trebuie să gândești așa. Cum să nu gândesc când de atâția ani și o singurică cu el? E băiatul tău și trebuie să gândești bine despre el, că o să vină și perechea lui, îți spun eu, o să apară la momentul oportun, nu când vrei tu, că știu că așa sunt mamele, vor să-și vadă băieți însurați la casa lor, vor nepoți. Cum să nu vreau care o vârstă, serviciul are bun, e deștept. Dar cred că are și probleme așa totuși. Ce bine că n-arată el prea binișor. Păi așa, cu statul ăsta numai în calculator, numai la serviciu, în loc să fie și el puțin mai dezghețat. Nu vezi că fug fetele de el? Nu știu cum o pot ajuta, dar pe fata mea nu pot risca să o propun niciodată. Băiatul ei e deștept și atât. Dacă aveam și o bărbatul lângă mine, că a plecat și ăla ne-a lăsat. Când el avea nevoie Ionuț mai mult de el, a plecat. Am rămas singură și nici de mine nu mai s-a atinge niciunul, frate. Cum găsești-o câte unul, cum fuge, dar ce l-ai fi făcut, zici că i-a mâncat? Oi, Vasilică, dar tu crezi că la vârsta asta mai găsești vreun om la locul lui realizat? Toți au probleme, toți au de plătit pensii alimentare. Păi la vârsta asta nici nu mai caut. Sunt, mai... au luat-o raznă, au luat-o... Doamne, și... vorbim aici. Mai bine singur, știi tu cum să spune. Mai bine singur... Păi eu zic de mine singură, dar zic dacă aveam bărbatul lângă mine, poate îl scutura pe ăsta, că ăsta-i băiat deștept. Adevărul ăsta e... Atâta că-i mai mototul așa, măi frate, nu știu, nu știa și la vântul. Adevărul ăsta e că bărbații trebuie să-și educe fiii. Păi și uite, cazul eu tău. L-am educat și eu cum am putut, n-am prea vorbit cu el toate chestiile astea așa mai intime. Și băiatul meu s-a axat doar pe învățat, asta e meritul lui, da, serviciu bravo, bun are, e deștept. Fata ta n-ar fi bună pentru el. Vasilico, îți repet, îmi pare rău, dar nu se poate. Fata mea este cu băiatul ăla, ți-am zis, au aceleași pasiuni, e tot medic ca și ea. E clar, nu se poate, gata. Drept să spun, fiica mea în momentul ăsta e singură. Dar ca să ocolesc subiectul, n-a trebuit să spun că e cu cineva. Ce bine era, soacră mare cu soacră mică, noi ne înțelegeam era, tare. Chiar... Vezi, noi e după cum vor părinții și după cum vor copiii. Că noi am vrea, dar na, ei... Au alte gusturi, alte, nu pot să... Bine, poate au venit și la el soarta. Te bagi așa în viața lor, cu picioarele, știi? Da. Pentru fiica mea îmi doresc cu totul altceva. Nu un șoarece de bibliotecă, fără supărare acum. Și Vasilica și Mariana știu cam ce poate Ionuț în materie de fete. Soluția fericirii lui ar fi ca una sau ambele să vorbească pe șleau cu el și să-l învețe ce așteaptă o femeie de la un bărbat. Ionuț e băiat deștept, o confirmă toată lumea. Ce-i lipsește lui nu e frumusețea, că s-o grămadă de bărbați nasoi care au familie și iubite. Habar nu are ce vrea o femeie. Să rămână. Bine ai venit, bună! Ce faci? Uite, te așteptam. Ce faci tu? Cum munca asta? Sunt cam obosit. Se vede cum ești obosită. Da, lungi, nu munci toată ziua. Te-ai mai liniștit, așa, nițel, nu? Nu, îți dai seama, e complicat. Până la urmă nu poți să trec așa ușor peste tot ce a fost. Două luni și să pui așa la suflet, să suferi atât de mult. Na, e cea mai lungă relație din viața mea. Ai mai încercat să vorbești cu Andreea? Nu, n-am mai dat niciun semn, nici eu nu m-a sunat, nici eu n-am încercat să sun. Mă rog, încerc să vorbesc cu alte fete, poate... Asta e un lucru găsesc bun. Pe cineva potrivit, dar în orice caz, știi, ziua de azi nu a fost chiar așa de... Adică da, am muncit mult, sunt destul de obosit, dar ceva bun s-a întâmplat. Vai, ce? Păi uite, m-au promovat azi, da, m-au făcut director de departament. Vai! Da.
Felicitări, chiar să meritai. Chiar meritai. Vai, ce veste mi-ai dat. Normal că se bucură de avansarea mea. Că doar eu plătesc toate datoriile și tot eu am renovat apartamentul ăsta. Lasă că o să găsești o fată bună care să te aprecieze. Zâmbești? Deja vorbesc cu fată. Aoleu, ce lucru bun. Vai, ce bine îmi pare. Cum așa? Uite așa, nu știu. Vorbim de câteva zile pe internet și... De fapt, ai văzut că dorm destul de târziu, stau cu ea și vorbesc. Și? V-ați văzut? Nu putem să ne vedem deocamdată, că ea nu e de aici, e din Moldova, da. Ce contează acum, că o fi de la Vaslui sau de la Iași, măcar să se înțeleagă bine? Da, nu prea sunt eu de acord cu internetul ăsta. Adică? Dar în fine, așa, relațiile astea de la distanță, una e poza, alta e fata, una e poza, alta e băiatul. Da, dar urmează să ne vedem. Adică, na, da, am discutat și, a zis că poate o să vină pe la noi câteva zile ca să ne cunoaștem, să o cunoști și tu. Da, da, da. Poți să-mi arăt și mie? Da, sigur că ți-o arăt. Uite, mai dă-te într-o parte. Hai că e drăguță, nu? Doamne, păi ce drăguță că e o frumusețe de fată. Așa zic și eu. Nu prea sunt de acord cu fetele de pe internet. Sper să nu fie vreo țeapă, că de-abia s-a liniștit după ultima experiență. E prea frumoasă, băiatul meu. Da, știu. Da. Ce, acum, na. De ce superbă, da. Chiar e. Rămâne de văzut când o să vină aici, dacă spui că vine. Eu o primesc cu brațele deschise, să fie o femeie cum trebuie la locul ei. Pe mine m-a câștigat din prima, dacă ea e cum trebuie. Numai să te văd pe tine așezat la locul tău, cu o femeie bună, dar totuși e prea frumoasă, spun. Parcă e prea frumoasă. Hai să nu fim pesimiști, adică n-are sens. Nu că trebuie să fim optimiști. Hai să încercăm să-i acordăm o șansă. Păi cum să nu? Cum să nu pentru tine totul? Mersi, mamă. Și de unde tot am râs de Ionuț că nu poate, că nu știe, că una, că alta, și iată ce surprize ne face. N-a trecut o săptămână de când Andreea dus a fost, iar el tocmai ce a prins un înger de picior. Și ca să nu-l scape, vrea să prindă forțe proaspete. Ianis îl ajută, e prietenul lui din copilărie, de pe vremea când trecea clasa copiind de la Ionuț. Am luat o decizie, m-am apucat de sală. Am de gând să investesc timp în mine, ca să arăt bine. Ai slăbit, arăt super ok. Doar că acum trebuie să diversificăm antrenamentele, să fiu un pic mai spre masă musculară, trebuie să te dezvolți un pic mai mult, știi? Da, frate, dar nu știu, vreau și eu așa brațe ca tine, piept, umeri, știi la ce mă refer? O să facem, o să te ajut să faci asta, o să te ajut. Când mă vede fata aia să fiu, oh! Mai ales pentru fata aia, adică tu o să fii super motivat acum. Da, dar o să vezi că dacă ne apucăm de antrenamente, o să fie super ok. Nu știu, frate, am de gând să o impresionez, nu mai pot. Cred că, să fiu sincer, m-am cam luat pe ea, sunt cam îndrăgostit și... Nu știu, vreau să fac o impresie bună din prima, mă înțelegi? Mamă, deci foarte, foarte foc pe fata asta, adică ce se întâmplă cu tine? Mi-e drag, de aia habar n-am, am cunoscut-o de curând și vorbim în continuu, stăm în continuu pe mesaje, până noaptea târziu stăm și vorbim și... Wow. Nu te-am mai văzut așa de îndrăgostit de o fată de ceva timp, sincer. Nici eu nu mi-am inteles de când am. Spune-mi despre ea, adică e ceva șoc pentru mine. E o tipă nice, e din Moldova, din Republica Moldova. Wow, este hotare, e interesant. Da. Să știi că am avut și niște moldoveni ce de-a lungul timpului. Sunt interesante, dar un pic nebune. Nu m-am înțeles cu ele niciodată. Au fost cu alcoolul sau ce? Și cu alcoolul, să știi. Le place să petreacă, le place să fie dominante ele, adică să ai grijă pe treaba asta. Sunt genul de femei care te controlează, sunt acolo mereu, știi. Nu prea te lasă ele să faci chestii, sunt cu gura pe tine mereu, adică trebuie să ai grijă de chestia asta. Adică tu îmi spui să fiu atent, să nu mă arunc să fii atent, pentru că niciodată nu trebuie să te arunci cu capul înainte, știi? Vreau să-mi fac o relație sănătoasă cu Anastasia. Și pentru asta nu ar trebui să aibă nimic de reproșat la adresa mea. Da, să încerc să am grijă, dar nu cred că e cazul la noi. Adică mi se pare că e o tipă destul de liniștită, nu cred că... Da, e sigur că e așa? Adică ai apucat să te vezi cu ea, să vorbești cu ea mai mult sau... Nu, urmează să ne vedem pentru prima dată, dar putem să-ți spun. Din ce am vorbit până acum, mi se pare că e o tipă așezată la locul ei. Okay. Da, nu m-a făcut niciodată să cred ceva nasol despre ea, nu știu, nu mi-a dat nimic de bănuit. Și motivația ta acum e de fapt, adică pentru ea faci chestia asta, nu? Da, sala, unde, da, nu știu, am de gând să o impresionez, sunt foarte luat pe situația asta, am de gând să mă văd cu ea, să nu știu, să... Ok, să faci vrea să mă mut cu ea, nu știu cum să-i spun. Dar tu ai gânduri serioase cu ea? Da, destul de îndrăgostit. De când îl știu pe Ionuț, o relație mai lungă de câteva zile n-a avut.
Ionuț, gândește-te că nu ai văzut niciodată. Doar în poze ai văzut-o. Nu ai cum să zici că ești îndrăgostit de ea. Asta e situația. Ți s-a pus pata foarte mult pe ea. Da. Nu te arunca cu capul înainte și fii un pic mai cumpătat, te rog, da? Parcă se aventurează prea mult în declarații vis-a-vis de o fată pe care nici nu a văzut-o în realitate. Hai, tare în spate. Bun. Asta e. O lași. Bravo. Se spune că o relație merge bine dacă distanța este mai mică decât lungimea. Să vedem dacă e așa. Acum, după ce am aflat că fata vine de chiar mult mai departe decât este Vasluiul. Sără, mâna! Oh, bună ziua, bine ați venit! Bună, Sara! Bună, fetițo, hai poftiți aici! Asta pentru Matale. Oh, mulțumesc, mulțumesc, nu trebuia. O să fie un eșec și cu fata asta, dar pe el îl văd foarte încântat. Ia uite ce fată drăguță ai adus-o. Ți-am zis că e drăguță. Cum ai călătorit? Cum a fost? Foarte bine, cu trenul am venit așa repijor. Știu că ești moldovean, că mi-a spus băiatul. Da, sunt din Republica Moldova și sunt foarte mândră. Oh, din Republica Moldova. Da, da, da. Nu vă plac acolo fetele? Ba da, sunt frumoase, dar mi-am făcut altă părere, că ești de aici, din Moldova noastră. Nu, sunt de la Chișinău. Am înțeles acum. Și ești și foarte mândră că e din Republica Moldova. Da, văd, și tu ești și mai mândru. Mulțumesc, mamă, pentru primirea prietenei mele. Cu siguranță am crescut în ochii ei. Și ai de gând să stai la noi câteva zile? Cum? O să stai câteva zile, sigur că da. Da. Hai să te duc să arăt unde dormi, da? Hai. Păi stai puțin așa. Cum adică să-i arăți unde să doarmă? Păi poți să o duc la mine în cameră, unde păi o să dormi. Nu, mamă. Fata trebuie să doarmă aici, în sufragerie. Cum adică să doarmă aici? Păi uite așa, mi se pare normal. Ție nu venită prima oară în casă să doarmă cu tine? Nu, se poate. Dar bine, ai fost avansat, ai trebuit odihnă multă și la tine. Și ce legătură are asta? Iar fata... Cred că și ea e de acord să dormă în sufragerie deocamdată. Nu e așa? Stai, că nu... Ascultă tu pe mama că așa e bine. Ție cum ți se pare? Nu e numai normal să dormi deocamdată? Ai venit? Ca să nu curc și să vă deranjez. Și e mai frumos, aici, da. Dormi în sufragerie, nu te mai uita așa, că e bine așa cum spun. Mă simt foarte prost. Mi-e rușine. La 30 de ani să nu mă lase mama să dormim împreună. Ce zici, mergem să-i pregătim fetii ceva, să punem și noi să mâncăm și ea să liniștească nițel până punem noi acolo, la bucătărie, să mâncăm ceva? Da, hai. Vă ajut și eu? Nu, stai aici, dată... unde-i telecomanda să-și dea drumul la TV, să mai stă da, puțin da, aici. Da, mă descurc. Da, bine, hai. Încolo. O reacție la care chiar nu mă așteptam, adică... Cunoscându-l pe Ionuț, așteptam că mama lui să fie o dulceață, nu o acritură. Vă spuneam că Vasilica e de școală veche și nu-i doar atât. Băi, băiatule, dar ce-i în capul tău, măi, mama? Adică? Cum adică? Ai adus-o pe asta din Republica Moldova? Băi, băiatule, tu chiar nu mai judeci, am crezut că e moldovean, că da noastră. Și ce dacă e din Republica Moldova? Adică ce, nu e tot om? Păi o fi tot om, măi, băiatule, acolo sunt niște amărăciuni care vin aici la noi să se plicopsească. Cam așa stau lucrurile. Te-am luat-o pentru bani. Păi n-ai luat-o tu pentru bani. Te-a luat ea pentru tine, te-ai vrea să te ia. Băi, băiatule, tu nu vezi ce frumusețe de fată? E foarte frumoasă. A venit hodorul în trunc, hai să se instaleze la noi. Să doarmă? Abia am venit normal, prietena mea, o să doarmă cu mine. Ce să doarmă, mă, cu tine? Caută-mă și scapă de ea. Caută și scapă de ea, că asta a venit să-și facă aici cetățenie, a venit să pună mâna pe banii tăi. Hai, lasă-mă în pace, că m-ai nebunit. Ia uite, a găsit-o pe asta pe internet din Republica Moldova. Dar de ce trebuie să pornim așa? De ce trebuie așa să pornim cu stâng? Tu nu te uiți la ea cum arată? Dar cum arată? E foarte frumoasă. Păi e foarte frumoasă, tocmai că asta e foarte frumoasă. Mamă, te rog frumos, ce vrei să spui cu asta? Că sunt eu foarte urât sau ce? Că nu-s destul de cu ea? Hai, lasă, nu lua așa, că nu asta vreau să spun. Să te las eu pe tine, mă, mai lasă-mă tu pe mine. Dacă nu-ți convine știi ceva, poți să o iau și să plec, da? Poți să o iau și să mă duc la hotel. Nu pleci nicăieri, stai așa că nu pleci. Dar trebuia să plece. Acum încep să mă gândesc. Cred că Andreea avea dreptate. Mama se bagă cam mult în lucrurile mele și probabil că am de pierdut. Asta a venit după bani, a venit să-și facă cetățenie și a venit să se realizeze. Ascultă-mă ce spun. Mă, frumos. Hai să începem. Asta e intuiția mea. Nu pot să mă întorc. Am înțeles că asta gândești. Deci ascultă-mă. Am înțeles că vrei să doarmă în sufragerie. Bine, doarme în sufragerie, dar te rog frumos, oprește aici, da? Prima zi venită în București și deja am probleme. Dar de dragul lui pot să mă înțeleg cu maica-sa.
Hai să te lămurești tu de ea, băi frate. Dacă-ți vine ție odată mintea la cap sau dacă vrei să mă ascult și putem pe să mine. Ne înțelegem sau nu, deci rămâne la noi, doarme în sufragerie și vedem ce se întâmplă și aia e. Și dacă nu, ce se întâmplă? Dacă nu e bine, nu știu. Putem, dacă nu plec, spunem. Plec. Poți, că nu pleci, stai că nu pleci. Stai aici cu ea și lămurește-te odată. Vai, ce-mi faci tu mie. Bine, hai că mă duc la ea. Acum nici Vasilica nu bate chiar câmpii, că fete internaționale pe interes am mai văzut. Dar s-au văzut și altele bune în locul lor, iubitoare și muncitoare. Mai bine noi așteptăm ca timpul să-și spună cuvântul. Vasilica însă nu are răbdare. Oh, și face-ai o sălică, bre, mai iei și tu cu de-asta, că mă înțeapă creierii cu accentul moldovean. Da, și vrei, nu-ți place? Lasă-mă, nu mai îmi spune că sunt sătulă de acasă. De Maria. Ce, mă? M-am săturat de moldoveanca asta care mi-a adus Sofimi. De ce, mă, te-ai săturat așa de repede? M-am săturat, nu e pentru el, să știi. Până acum îmi doream din tot sufletul să-și găsească pe cineva. Iar acum nu știu cum să scap de moldoveancă. Asta e venită de la amărăciune. Și ce are de bani dacă e, dacă e fată bună și asta contează de unde e acum și tu? Măi, fata mea, asta a venit pe interes, să spun sigur. Și mototolul ăsta al meu s-a încântat așa de mult. Nu vine ea după el că e frumos așa, dacă ai vedea-o cum arată. Cum arată? E țiplă femeia. Păi asta se uita la el. Păi și ce are, mă, foarte s-a bine? S-a uitat la banii lui, a văzut situația care o are. Da, deci chiar mă, îl văd, e Vasilico, foarte fericit. Măi, măi, tu mă, așa gândești, nu vezi, nu am flerul ăsta de mamă, deci eu am văzut-o cum este. Prea se bagă în relația lui cu femeile. Și asta se pare că îl afectează. Dar cine sunt eu să mă bag? Asta vine și face interesul și îl lasă baltă. Trebuie să scap de ea, crede-mă. Nu, mă, nu. Ba da, trebuie să scap de ea. Și eu mi-am dat seama. Să scap de ea? Păi nu știu, mă gândeam așa cu tine să vorbesc, să mă înveți și tu. Deci moldoveanca asta e hoață. Bă, eu mi-am păcatul ăsta asupra mea, dar uite, na, nu-ți spun că spun? Ești prietena mea, cu toate că n-ar trebui. Trebuie să-l scap, să-și găsesc o fată dacă de la noi bună. Dacă tu ții neapărat să-l scap, pun-o la treabă, mă. Pun-o să gătească, să facă mâncare, să frece pereții cu periuța la baie, WC-ul, toate astea. Fandusita așa de dichisită să... Păi tocmai, că știu că nici fiii mea nu face și atunci asta e proba decisivă. Ori pleacă ea, ori o fugărește fiitul. Că ea trebuie să înțeleagă că în România femeia stă la cratiță, e supusă bărbatului, nu face ce vrea, vacanțe, Panama. Lasă că nu mai ce. E supusă nici în România. Dar dacă asta învățată cu greu acolo în Moldova o face. Bă, ți-am zis că nu, eu ți-am zis că o știu pe fiii mea. A, dacă o pui să spele o barbune, nu, că o mănâncă, știi, e frică, o sparge, o scapă din mâini. Lasă-le, bă, hai să vezi tu. Munca nu este pentru orice femeie, dar moldovencele nu sunt legere. S-ar putea ca prietena mea să aibă o surpriză. Deci așa am zis, o pun să gătească. Vrei să scap de ea? Păi vreau să scap, că ăsta o să sufere iară, nu mai e nevoie de altă decepție. Hai, dacă tu zici, hai să plecăm. Hai că așa o să fac, e o idee bună, să știi. Deci așa o să fac. Nu prea credem că pe Ionuț l-ar interesa cât de bine de Anastasia cu aspiratorul, dar cele două cucoane sunt de altă părere. Eu îmi doresc să rămânem împreună pentru totdeauna, cumva. Mama ta, o să mă accepti? În două zile, gata, ai cerut-o de nevastă? Și bă, îți pălești, cu acela te pălești înapoi, care are două capete. Ea te iubește și tu o iubești. Mama, termină cu prostiile astea, tu nu știi cine-i fata asta, de fapt. Ori de tine. Ce vrei să fac, să stau cu măta să mă cer? Știi foarte bine cum e mama. Femeie la 55 de ani s-a apucat, păi, să facă copii. Păi uite, vezi că suntem noi de mână și nu ești tu? Anastasia pleacă acum să-i reluăm mama pozele. O fi Anastasia mândră în toate cele, dar nu-i și fițoasă, ori chiar are un interes să se infiltreze în familie, fie că îi plac băieții liniștiți care locuiesc cu mamele lor. Nu pare fericită, dar pare ascultătoare. M-au pus azi să fac o mulțime de chestii prin casă. Ca să ce? Crede că nu sunt în stare să am grijă de copilul ei?
Proba finală, cea peste care nu va trece nicio soacră cu vederea, este gătitul. Ce faci, dragă? Ai terminat? Da. E foarte bine. Am obosit. Doar așa, din atât? Păi, dar vi se pare că n-am făcut nimic? Vai, nu că ai făcut, dar să obosești la vârsta ta? Asta e viața. Mai vezi și mâncarea aia să nu se ardă. Păi, dar nu vă puteți ridica să vă uitați dumneavoastră, că nu mai pot. Nu, tu trebuie să le faci pe toate, da. Să vedem ce noră bună ești, ce soție ideală o să fii. Da? Decălcat nu știe. Curățenie face așa de ochii lumii. Mâncare nu știe să facă. Pentru ce o mai ține? E plită electrică, nu știu, la voi în Moldova. E cu din astea, cu la voi la Moldova, nu? Măi, fetiță, ce faci tu? Cum vorbești? Da, ai de capul meu de aici. Cum vorbești, drăguță? Dar ce plită? Pe ce gătiți voi pe acolo? Pe kilogaz. Pe kilogaz, da. Gătiți? Păi atunci du-te și vezi acolo cum să... Nu mă pricep să mă duc. Păi adică chiar nu... Păi nu trebuie să butonezi, trebuie să dai cu lingura așa în... Și nu se mai arde, nu? Păi nu se mai arde. Du-te, fetițu, și dai cu... Dacă vrei să vadă băiatul ce... Eu am o soție, da, da. Gospodină. Eu sunt foarte gospodă, da. De tocmai, să-i arăți ce mâncare că ai gătit, că doar tu ai făcut-o. Păi, nu vrei să-l impresionezi? Cel mai dulce vine la final, la sfârșit. Ce ne pune la final? Soacră. Păi o să vă servesc, cum să nu vă servesc? Cu ce ai gătit? Tare nesuferit femeia asta. Nu seamănă Ionuț deloc cu ea. Păi, și eu așa o întrebare. Dar ce faci, mă? Iei la test, așa mă testez ca să... Ca nu, să ce? Fetițu, cum să te testez? Te pregătesc, drăguța mea. Să mă pregătești? Te pregătesc de ce? Pentru a deveni soție. Ce fac fetele? Ei, bine. Vorbeam și noi ca fetele, te așteptam cu mâncărica. Cu mâncărica ați gătit? Da. Îi povesteam fetii așa cum ai fost tu ținută, așa în palmă. Da? Fără să faci nimic. Nici chiar așa. Cam așa. Îmi place că vă văd împreună, să începem să vă mai cunoașteți, nu? Da. Sigur, sigur. Ce, ați gătit amândouă? Am făcut așa, puțină treabă pe aici. Hai că mie mi-e cam foame, mâncam? Gata, uite, vă servește mama, cum să nu. Super, hai. Aici. Ești bine? Tu ce faci cu asta? Bine și eu, da. De afară, de la muncă, de la asta. Cum? Îmi caută nod în papură. Mă bucur Ionuț că nu ascultă și noi ne vedem de relația noastră. De când n-am mai mâncat fasole? Cum de-ai făcut fasole? Mănânc acolo și vezi cum e. E preferata ta. Ajunge, domnișoară? Mulțumesc frumos. Tăcere. Ce-i băiatul meu? Da, e... Are un gust ciudat. Cred că ai ars-o puțin. E surpriză. Ți-a pregătit mâncarea ea. Iartă-mă, n-am vrut să zic asta. Chiar n-am vrut, îmi pare rău. Inițial am crezut că mama a gătit nasol intenționat ca să nu mănânce Anastasia. Când, de fapt, Anastasia a gătit. Hai, mă, mă pui în ipostază asta, ești culmea. Dar nu te-am pus eu, dragă. Eu ți-am zis doar să guști. A vrut să-ți facă pe placul tău. Da. Uite că... N-aveam cum să am grijă și de mâncare și de curățenii, tătă casa. Curățenii la baie, curățenii la bucătărie, pe balcon, spal aia, fă aia, dar... Păi și tu ce ai făcut, mamă? Ce a făcut? Am asta și s-a uitat, să... ce să fac? E o soție bună, cum? Păi cum adică am supravegheat-o, am învățat-o. Păi a făcut și mâncare și curat în toată casa. Păi, ce vai, capul meu, dar eu ce-am făcut, drăguțule, de când mamă, glumești, am fost numai cu tine? Nu le-am făcut pe toate? Mamă, am crezut într-un că am, ritm. Am crezut că am încetat o dată cu toate chestiile păi astea. Păi am încetat, dar nu trebuie pregătită fata. Adică pregătită, mamă, a făcut curat toată ziua, a făcut și mâncare și ce înseamnă asta? Treaba lui. Eu mâine, poi mâine, nu o să mai fiu. Să vedem dacă frumusețea o să-i țină de foame. Fata asta n-a venit la noi să fie sluga noastră. Dar ea s-a oferit. Uite, ea s-a oferit. Hai, mergi să te pregătești să mergem să mâncăm în oraș, te rog. Da. Hai, te rog frumos, te păi sigur că da, dacă aveți bani de cheltuială... Dar ce vrei, mamă, să fac? A greșit mâncarea, asta e. Eu n-am ațut pe fata asta la noi în casă ca să o distrugă mama psihic, să fie clar, da?
Și pe mine nu mă invitați? Nu m-am Poate am și o plăcere să merg. Poate altă dată, că până la urmă fata asta n-a venit aici ca să fie sluga noastră, a dat-o în bară cu mâncarea, dar asta este. Până la urmă trebuie să vadă și ea București, eu cred că nu o să țin în casă. Așa, duceți-vă dacă aveți bani de cheltuit. Lasă, duceți-vă, mamă, că... mamă, și cheltuiește, mamă, băiatule. Nu trebuie să ne ții tu nouă dacă contul la bani, o nevastă, da? Care să știe să-ți gătească. Lasă, mamă, că poate învață ea. Hai, că până la urmă ți-a făcut curat în casă. Da, ți-arăt eu mai târziu ce curat a făcut, adică? Și ce a făcut. Oi, o să vezi când o să vin. Mamă, e lună o să-ți prezint tot ce a făcut. Bine, te las, am impresia că nu ne putem înțelege. Te pup. S-ar zice că Vasilica a greșit cu planul ei. Ionuț o place mult pe Anastasia, iar când află că a mai fost pusă și să-și mătruiască prin toată casa, e cu atât mai rău pentru maică-sa. La pauză, scorul este Anastasia 1, Mami 0. Iar fata are și alte aturi, cum ar fi 1,79 m. Îmi pare rău de mama, adică... Cred că tu înțelegi, nu e vina mea, nu-mi doresc să se întâmple toate chestiile astea. E o persoană în vârstă, vine dintr-o altă perioadă, ea... Na, are mentalitatea aia veche, știi la ce mă refer? Stai liniștit, că dacă mă înțeleg cu tine, o să mă înțeleg și cu ea. Te cred, te cred. Aș vrea ca Anastasia să înțeleagă că mama a trebuit să mă crească singură și că mama își dorește tot ce e mai bun de la fiul ei. Știi. Păi nu știi că moldovencele sunt fac cu toată lumea? Ba da, știu, doar că... Uu, ce emoție. De ce? Nu știu cum să-ți spun. Aole. Vreau să-ți spun ceva și nu știu. De fapt, asta e, îți spun așa cum ești. Eu m-am gândit și... Știi, mie îmi place foarte mult de tine. Și mie. Cu toate că ne știm de așa puțin timp și... Eu îmi doresc să rămânem împreună pentru totdeauna, cumva. Adică, nu știu, vreau să rămân cu tine și... Să ne facem o familie și, abar n-am, copii, casa noastră, să mutăm noi. Înțelegi la ce mă refer? Nu. E un fel de cerere în căsătorie, dar mă rog, n-am inel, dar o să primești inel. Poți să fii sigur de chestia asta. E un fel de cerere în căsătorie. Nu sunt nici de o săptămână în București și deja sunt cerută. Stai că m-ai luat așa, pe rapid. Da. Păi... Ceva neregulă? Ba da, okay. Dar ești sigur că vrei să rămâi cu mine? Normal, da. De ce crezi că ți-am zis asta? Adică, nu de asta vorbim, nu de asta... Ai venit la mine? Ești ok? Da, sunt șocată. Eu mă bucur foarte tare. Adică, o iau ca pe un da? Da, normal! Am decis să o iau de soție. Bate fierul cât e cald. Dacă noi ne iubim, de ce să amânăm momentul? Tu crezi că mama ta o să mă accepte? Și o să accepte și o să fie ok cu noi, cu tine, cu relația noastră, cu viitorul nostru. Eu tare sper și vreau să ne accepte. O să ne accepte, fii sigură de asta. Adică... Da. Ce? La ce te gândești? Da, nu știu, mai așa, maică-ta, mai... Ți-am zis, ea e... Stau vine din altă perioadă, din alte timpuri, dar o să treacă peste. Hai, te rog, acum nu vreau să stricăm momentul ăsta. Nu știu, eu sunt așa de entuziasmat de faptul că ai zis da și... O să fie bine și cu mama, crede-mă. Am acceptat. Pentru că el este bărbatul cu care vreau să-mi petrec tot restul vieții. Te iubesc. Și eu te iubesc. Hai, servește, te rog. Dai tu? Să văd dacă e bună de la tine, viitorul meu soț. Ia vezi. Stați un pic, domnul. Păi, care iubire? Că vă știți de câteva zile. Spune altfel, că fata-i frumoasă, că e sexy, că vorbește frumos cu tine, că abia ai fost părăsit și ești cu orgoliul paradit și ai vrea să-l refaci repede. Oricum, altcumva, dar nu iubire. Asta vine o leacă mai încolo. Pupo, mă! Ce faci, mămic? Bună, frumoasă! Uite, mi-e dor de tine și mă gândesc când să te mai cuprind, să te pup, că mi-e dor de nu te vezi. Ce faci? Ce să fac? Uite și eu bine. Ce faci? Ce faci, Mireluș? Sunt bine! Ce faci? Ai fost la școală? Da, am fost.
Și ce ai făcut? Ai învățat? Te-au certat profesorii? Nu, sunt prea cu minte. Ce bravo ești tu! Ești cu minte, o asculți? Da. Brav. Ascultă, ascultă, e foarte talentată. Hai. Tu ce faci? Da, eu ce să fac? Uite, am făcut și eu cunoștință cu mama lui Ionuț. Așa. Toate bune, mergem înainte. Ei, Doamne ajută, ia uite, chiar mă bucur să da, auzi, mama. Da. Eu o să mai stau o leacă aici și după aia o să vin acasă, da? Auzi, mama. Da. Nu știu cum să-ți spun, dar hai că ți-o zic. Mă căsătoresc cu Ionuț. Aoleu, bravo. Da. Felicităm, vai, bădă. Da, să ajungeți să veniți și la nuntă, să vă fac cunoștință da. Cu cuscrele. Obligatoriu, cu soacra mea. Da, da. Auzi tu, când îți fac cunoștință și de treabă, așa cum ai fost tot timpul, ai înțeles? Trebuie să ne înțelegem cu rudele, să fim toți în armonie. Deci dacă rămân cu Ionuț, o să mă lovesc de maică să am fiecare decizie luată de noi. Nu suport așa ceva. Da, mama. Mă bucur că ești fericită și îți place și Doamne ajută să fie bine. Cred că e un băiat foarte bun și merită. Bun, mamic. Hai că grei mai încolo. Și... Băi, Mireluș, o să vin și eu curând. Curând. Dor de tine. Da. Și mie mi-e dor de voi. Vă pup, vă iubesc. Și noi te iubim, mai grip de tine. Și îți dorim toată fericirea. Pa, pa, vă iubesc, ceau. Pa. Pa. Ai vorbit cu mama? Da. Și aia mică care vorbea acolo? Ei, aia mică e Mirela. Și cine e Mirela? Surora mea. Ah, ia uite, dragă, n-am știut. Tu ai știut? Și surioara câți ani are? 5. 5 ani. Și mama ta? 60. 60 are da. Mama. A făcut copilul la 55 de ani? Da. Vai, dar ce capabilă e mama. E o istorie mai lungă. A, deci nu ne poți spune. Nu. Stai, mă, mamă, că noi am venit aici cu alte gânduri, nu știu, eu voiam să zic că... Zic așa, diferența asta mare, ea are atâția ani, surioara 5, mama... Păi și e o problemă? Ce? Păsură, nu ar fi o problemă, dar totuși la vârsta dumneai mai arde de făcut copii. La urma urmei am o grămadă de calități. Dar mama lui se pare că gândește învechit. Ne-am venit aici să așa. Spunem că... Eu am cerut-o pe Anastasia. Hai, lasă-mă în pace! Cum lasă-mă adică? În pace! În două zile, gata, ai cerut-o de nevastă? Da. Care e problema? Vai, cum care e problema, măi băiatule? Ce? Dar în ce familie vrei tu să intri? Nu vreau să mă... Nu, nici ce? Să mă dezbrac de caracter, stai, dar nu stai, se poate. Stai, voi stai, m-a șocat. Stai. Ia, nu te lua tu cu mine și spune-mi te rog frumos. Ia uite ce tupeu ai tu în casa mea. Am eu tupeu, da. Dar cine ești tu să știi de familia mea? Băi, fetițo, vezi că ești în casa mea. Stai, liniștește-te, nu ți-i da, nu ridica tu tupeu, așa cu tupeu. Păi am caracter când mă protejez eu familia, da? Cine ești tu? Cum ești tu așa și cum? Eu mă tot chinui să scap de ea și el o cere de nevastă, doar nu s-au terminat femeile la ea. Ai și tu o mamă? Da, am și eu o mamă, da, care nu trebuie să fii jignit. Lasă-mă, dragă, dacă nu vezi ce țipă la mine, tu nu o să ții apărarea mie. Ia uite de ce țipă ea. Dar nu are dreptul să-mi jignească familia mea. Dar nu ți-am jignit-o, dragă, doar te-am întrebat. Ești închis, da? Nu închid eu o gura înaintea ta, Neluci. Eu sunt foarte... Chiar am rugăciune foarte mare. Asta e bună. Îți place, îți place da, ce ai adus în casă? Da, mă, se plac. O femeie la 55 de ani s-a apucat păi, să facă copii. Păi uite, vezi că suntem noi de mână și nu ești tu cu el? Ai da, cred că o să nu-mi robotești. Vai de capul tău, mamă. Vai de capul tău. Ți-ai găsit-o pe asta. Dar ce e asta, mă? Măi, băiatule. Dar sunt un obiect, ce sunt? Sunt un obiect care își pot să mă conjuc. Ești, cred că ești o profitoare. Calmă, mă, profitoare. Lasă-mă, aoleu, ai omorât cu atâta. Măi, fetițo! Ce vrei să-ți fac? Câtă curățenie ai făcut? Am făcut curățenie ultimul cor. Mă, nu o vezi cât e de obraznică. Da. Așa merit să fii. Eu nu mai înțeleg nimic.
Cât s-a ținut mama de capul meu să-mi găsesc o femeie? Acum am găsit-o și agonit-o. Nu accept să se ia nimeni de familia mea și nu o să dau drumul și nu o să dau voi. Mai pot eu, deci că nu gata, accept sub. Am plecat. Hai, dar du-te eu liniștită. Îmi pui valiza, hai. Îmi pui valiza și plec cu nuntă cu tot. Lăsați-mă din aibii. Ia să o face de nebună. Vale capul meu. Ia-ți-o pe măta și pleacă. Eu mi-am luat lucrurile și-am plecat. Dacă cu una ca tine mai bine rămâne cu măsa. Una ca mine, dar ce-am eu? Păi dar nu vezi cum țipă. Păi ești bolnavă cu nervii fetițo. Doamne, dar nu se poate așa ceva. Anastasia! Anastasia! Dacă el nu are curaj să o facă, am făcut-o eu. Să zică mersi că l-am scăpat de mincinoasă. Anastasia! Anastasia, termină, ce ai? Ce vrei? Cum adică ce vreau? Ce vrei? Ce hai vrei să-ți fac? Hai înapoi, te nu rog. Mă duc, nu intru în casa aia, ce lasă-mi. Iartă-mă aici? Ce vrei să fac? Să stau cu măta să mă cer? Știi foarte bine cum e mama, ți-am explicat foarte bine ce tot, ce tot faci așa. Dar tu nu poți să înțelegi că nu poți să trăiesc cu tine în casa înapoi. Asta. Hai discutăm ca oameni și nu intru în casa aia, nu mai am puteri, am făcut curat, am făcut mâncare, nimic nu-i apreciat. Dar ce sunt eu aici, robot ca să fac? Ce să fac? Te rog frumos, așteaptă-mă aici, mă duc să-mi iau hainele și mergem. Nu, eu o să plec și tu o să vii să-mi aduci la adresă. Serios, nu am nici măcar putere să fac chestia asta. Lasă-mă. Anastasia. Lasă-mă. Între așa familie, eu nu pot rezista. Chiar dacă îmi pare rău de Ionuț. Anastasia. Și în timpul acestei discuții aprinse dintre cele două femei, observăm caracterul de mobilier al lui Ionuț. Un bărbat puternic. Cea mai frumoasă perioadă din viața mea s-a terminat extrem de prost. O să vadă mama în zilele următoare ce greșeală a făcut. Aproape însurat și de două ori părăsit, Ionuț este la pământ cu moralul și la pat cu fizicul. Și oricâte târcoale i-ar da și vorbe bune i-ar zice Vasilica, nimic nu-l scoală de acolo. Cred că am exagerat. Am vrut doar ca băiatul meu să nu fie păcălit. Acum e milă de el când îl văd așa. Bună, Mariana! Bună! Mai am nevoie de ajutorul tău, de un sfat, de o vorbă. Sunt tare disperată, să știi. De data asta ce s-a mai întâmplat? Mai nu mai mă înțeleg cu copilul ăsta. Copilul ăsta cred că a intrat în depresie. Deci suferă ca un nebun după Anastasia. Da, nu mai mănâncă, nu mai doarme, nu știu ce să mai mă fac cu el. Nu știu ce să mai mă fac. Ia pastile să doarmă, eu la fel. Deci e disperat, mi-e frică să nu fac altceva. Tu ce părere ai? Ce să mai mă fac eu cu el? Ce metodă să aplic să-l potolesc? Ce metodă să aplic este să iei tu legătura cu Anastasia și să vezi. Vai de capul meu! Să împace. Cu asta e o femeie perversă. O profitoare. Deci e așa prin prisma gândurilor tale, că așa o ții tu de la început, dar nu e eu, deci eu am o intuiție bună, deci o credem, așa e. Păi, vrei să-l vezi bine? Fă ceva care să-l facă pe el fericit, ajută-l, altfel nu o să-l mai vezi bine. Pe ce să-l mai ajut, că acum l-am făcut să termine cu ea și acum ce să fac? Mă, cu ce să faci? Acum trebuie să repar răul făcut, n-ai ce să faci. Pentru mine, ca mamă, contează ca Ionuț să fie bine. Iar dacă Anastasia este rețeta, atunci știu ce am de făcut. Bine, mă, Mariana, să știi că așa o să fac. Bine. N-am încotro. Te pup. Te pup și eu. Hai, sănătate. Pa, 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 mersi, pa, pa. Pa. Bine ai venit, bun. Te-am chemat. De ce? Să-mi cer scuze în primul rând. Și îmi doresc tare mult să te împaci cu băiatul meu. Nu. Deci, Anastasia, am greșit, e vina mea, recunosc. Băiatul meu e într-o stare jalnică. Suferă după tine, te iubește foarte mult. Deci recunosc fatul. Recunosc că am greșit foarte mult. Mi-am făcut o idee greșită față de tine, dar dacă l-ai vedea cum este, nu mănâncă, nu doarme. Te rog, fetițo, iartă-mă. Iartă-mă că ți-am greșit, iartă-mă că ți-am jignit familia. Îmi pare rău din disperare și din iubire pentru copilul ăsta. Nu înțeleg cum s-a transformat așa, peste noapte, dintr-o dată. O să ai o viață frumoasă aici, lângă el.
Sunt dispusă. Sunt dispusă să vă las casa. Sunt dispusă să plec, să plec cu chirie. Sunt cuvinte mari astea. Momentan nu știu ce să zic. Cuvintele astea mari sunt spuse din inimă. Păi au mai fost spuse cuvinte din inimă? Nu, nu au fost, nu. Nu au fost spuse din inimă. Păi și alea de unde au fost spuse? Alea au fost din supărare, din frustrare, nu știu cum să spun. Din iubire mare pentru el. Din prostie și din gelozie. V-ați gândit că o să vă ia cineva copilul, da? Nu am crezut că ești pe interes, dar mi-am dat seama că tu îl iubești. Într-adevăr, îl iubesc. Da. Păi și atunci dacă îl iubești, fă efortul ăsta, acordă o șansă. Acordă mie o șansă și acordă și lui. Nu, se ridică până de pe mâini. Da. Te rog, Anastasia, gândește-te că o să-ți fie tare bine aici. Ce-o fi în mintea băiatului meu? Nu pot. Nu pot, prin câte am trecut, prin și răutăți am auzit din gura dumneavoastră, nu pot. Au fost puse la supărare, nu la nervi. Nu pot, nu pot să Anastasia, mai dau o șansă rog, la chestia asta. Te rog, asta. Gândește-te bine. Mai ales că spui că încă păi, îl iubești. Că îl iubesc. Am greșit, ascultă-mă, nu fatul pot, că am spus și eu din... mai trece super... două zile și nu după mai, aia iar nu, ceartă, nu iar să scandal. Se mai întâmple dacă sunt dispusă să vă las casa. Sunt dispusă să plec de aici. Ce vrei, sunt disperată după copilul meu. Sunt disperată când îl văd așa. E în stare să-și ia poate zilele. Deci te iubește, nu mai poate. El n-a fost în starea asta niciodată după nicio femeie. Crede-mă, Anastasia. Hai! Da, fă nu. Un efort, măi, fetițu. Nu pot să-mi calc eu peste numele familiei mele. Prin ce am trecut eu aici? Da, orice cine calcă, orice cine acordă o șansă. Cum sufletul tău așa de pur? Că ești un copil, la urma urmei. Nu poți să ai atâta răutate și orgoliu în tine, nu se poate. Mai ales când ai găsit așa un suflet care te iubește. Hai, te rog, fetițu, te rog, gândește-te. Da. Legătura dintre noi s-a rupt în momentul ăla, din cearta aia care a fost și vorba aia, cu și băți pălești, cu acela te pălești înapoi, care are două capete. Așa este. Dar totul se poate repara atâta timp cât omul e în viață. Anastasia. Hei, bună. Ce faci aici? Ce să fac? Uite, am venit și eu la o discuție. Mamă, ce caut aici? Ce caut aici? O rog să mă ierte și să mă plece cu tine. Să mă ierte că am jignit-o, că i-am jignit familia. Da. Ea te iubește și tu o iubești. Mamă, termină cu prostiile astea. Tu nu știi cine e fata asta, de fapt. Asta zice ce cauți aici. Ba, de ce știu. Aici? Spune de ce ai venit aici. Și eu invitație, ce vrei de la mama? Eu, la mine. Anastasia, ce vrei de la noi? Mai țipa că eu am invitat. Mamă, tu știi cine e fata asta? Da, știu. Cine? Iubita ta. Habar n-ai cine e, mamă. Vrei să te arăt cine e fata asta? Cum adică? Anastasia, pleacă acum, te rog frumos. Cum? Iară nu, dar... Cine... Mai. Anastasia, am primit pozele alea, știi foarte bine despre ce vorbesc. Iară lua mama pozele. Ce poze? Anastasia, te rog frumos. Stai pleacă. Așa, nu mai ridica tonul, te rog eu frumos. Anastasia, e ultima dată când îți mai spun pleacă. Nu, te rog eu frumos, ascultă-mă puțin, băiatul meu. Ia uite. Cine e aici? Doamne, ce am făcut? Am uitat de poze. Cum să-i spun fiului meu că eu am pus la cale totul? Zi, Anastasia, tu ești? Zi, mamă, cine e aici? Cine e asta? E o greșeală. E o greșeală. Cine e asta? Tu ești aici, spune. E o greșeală. Zi, mă, tu ești? E o greșeală. Cum a fost auzi? Asta? Tu nu vezi ce picioare grase are? Băiatul meu, ia stai ce puțin. Ce băiatul meu, mai mă, tu nu vezi? E o greșeală, eu am greșit. Eu am greșit. Ce e asta? Ce-i cu pozele astea? Am greșit, o să spun. De ce ai mai venit înapoi? Te rog, calmează-te. Nu frumos, pleacă. A venit ca vreau. Ce mai vrei de la mine? Ce mai vrei de la noi? Te rog frumos, pleacă. Nu plec, să-mi zici de unde ai pozele astea. Săraca fată. N-are nicio vină. Am insistat atât de mult să vină și nu obținem nimic. Mamă, termină că tu n-ai nicio vină. Eu am greșit. Nu, mamă, eu am greșit, spun. De fapt. Am fost eu prost că nu te-am ascultat. Nu, n-ai fost eu. Gata, ai grijă la cuvinte că eu nu sunt eu în poza aia. Anastasia, te rog frumos, pleacă. Nu e ea. Anastasia, e pentru ultima dată când îți mai spun. Pleacă de la noi. Nu pleacă, nu sunt eu în poza. Am greșit eu. Am venit pentru tine, da? Am greșit eu. Nu e ea în poza, nu. Lasă-ne că nu e treaba ta, te rog frumos. Lasă-ne în pace. Spun adevărul. Mamă, te rog. Îți spun adevărul. Mamă, lasă-mă. Eu am greșit, iar nu e ea în poze. Eu am greșit. Urma să mă căsătoresc cu o femeie ușoară. Nu știu cine mi-a trimis pozele, dar nici nu mai contează. Mi-a deschis ochii. De ce mai minți până acum? Nu, de ce mai minți? Care a fost cu problema ta? Mamă, te rog frumos să te mai băga. Anastasia, ce mi-ai zis tu că ai fost de fapt acolo? În Moldova, ce erai tu acolo? Erai vânzătoare la magazin. Ascultă-mă un pic și pe mine. De ce minți?
Cu ce te minte? Câte poze astea ce spun de fapt? Ce poze? Cât ce poze? Că te-ai împărțit trupul cu ația bărbați, că ți-ai bătut joc de mine, că m-ai mințit. Tu îți dai seama ce spui acum? Tu îți dai seama ce spui acum? Eu îmi dau seama ce spun acum. Nu, tu, că eu nu ți-am ascultat, mă, un pic. Ascultă-mă, nu-ți bate joc. Eu am greșit. Nu ai greșit cu nimic. Ba da, spun adevărul că fata asta n-are vină. Ce i-am făcut că nu știu despre ce merge vorba, mă, nu auzi. Hei, spun adevărul, ascultă-mă, gata, stop. Asta e soarta mea cu băiatul ăsta. Cred că cel de sus nu ne vrea împreună. Să nu-l amestecăm pe cel de sus într-o problemă atât de lumească, mai ales că este evident că cineva, un om, a încurcat borcanele. Pe Ionuț îl scoatem din discuție, așa că fie Anastasia, fie Vasilica are ceva de mărturisit. Ce cauți aici? Cum ce mai vrei? Caut aici? Cum adică ce caut aici? Ce mai caut aici? De ce ai venit? Ce mai vrei să mai demonstrezi? Ca mai e ceva de demonstrat? Ca să demonstrezi tu mie. Ce să-ți demonstrezi? Ce eu poze ție? Ai uite tu? De unde sunt pozele alea? Cine le-a făcut? Cine e omul ăla din poze? Poftim, cine e ăsta? Păi spune tu vrei să spui că eu sunt aia în poze? Spune-ți cine e ăsta? Mă, dar n-am înțeles. Dar cu ce ocazie tu îmi jăgnești copilul acum? Cine e omul ăsta? Păi pentru cine prima e oară îl văd, nu-l cunosc. Cine nu e? Nu poți să spui chestia asta, nu poți spui că e prima dată când îl vezi. Zim și tu cine îl pe zim mine cine e? Nu știu, nu-l cunosc. De a recunoaște că ai făcut ce curaj asta. Să am, ce curaj să am că nu-l cunosc. Curajul de a recunoaște că m-ai mințit. În tot timpul ăsta m-ai mințit. Nu te-am mințit, da, de aia așa am și venit aici cu maică-mea, da? Cu tot trecutul din Republica Moldova m-ai mințit. Cu ce te-am mințit, mă? La magazin și poftim ce poze am. Asta am făcut toată viața mea. Lucream. A fost da, vânzătoare. Știi pe cine e, doamnă? Vânzătoare. Cine știe cine e? De unde știu eu cine e? Dacă ea nu știe, tu nu știi. Eu cu atât mai mult nu știu, dar nu-ți permit să o jignești, cum ar putea, doamna Diana, adică cum ar putea fiica dumneavoastră să fie într-o fotografie alături de un bărbat și să nu știe cine este acel nu, bărbat? Adică... Nu e vorba de asta. Cum ar putea? Dacă ea spune că nu, înseamnă că ea nu știe, nu este. Bănuiesc că nici dumneavoastră nu v-a fost ușor, nu? Să o lăsați pe fiica dumneavoastră să vină la București, să-l cunoască normal, pe Ionuț. Normal, că vrea să-și schimbe viața. L-a găsit pe băiatul ăsta atât de bun. E o dragoste între ei. Vor să fie împreună. I-a făcut cerere de căsătorie și e fericit și el și ea. Pică, s-au spus foarte multe. Se găsesc niște stați un pic, domnul Ernest. Un moment. O secundă doar. Sunt și eu foarte curios și vreau să o întreb pe maică-ta până la urmă. Nu s-a cam grăbit Ionuț cu cererea aceasta în căsătorie? Dar s-a chiar prea grăbit. În două zile să faci o cerere în căsătorie? Stai un pic, draga mea, că ei... Stai, vorbește puțin pe un ton mai ușurel. Pe internet, ba nu, ba ușurel. Păi eu zic să coborâm tonul un pic. Da, păi să nu ne jignim copilul. Dar eu văd că nu ții, văd că mama ta... Ce să faceți? Da, păi mai că e din Chișinău, din Republica Moldova. Și ce dacă muncește lumea peste tot și acolo și aici? Noi respectăm toată lumea, da? Dar pe noi nu știu de ce. Care e situația? Vreți să vă spun eu de ea ce? Ea nu este femeie ușoară, da? Bănuiesc, nu este ușoară. Bănuiesc, ca Anastasia, că te-a deranjat... O secundă, vă rog frumos. Bănuiesc că te-a deranjat, nu? Faptul că Ionuț te-a acuzat de aceste lucruri. Ce mai minții până acum? Nu, ce mai minții? Care a fost cu problema ta? Mama, te rog frumos, nu te mai băga. Anastasia, ce mi-ai zis tu că ai fost de fapt acolo? În Moldova, ce erai tu acolo? Erai vânzătoare la magazin. Ascultă-mă un pic și pe mine. De ce minți? Cu ce te minte? Cu pozele astea ce spun de fapt? Ce poze? Că ți-ai împărțit trupul cu ația bărbați, că ți-ai bătut joc de mine, că m-ai mințit. Tu dai seama ce spui acum? Tu îți dai seama ce spui acum? Eu îmi dau seama ce spun acum. Nu, tu, că ești doamnă. Eu nu-ți ascultă-mă un pic. Ce poze? Își bate joc de mine. Nu-și bate joc. Își bate joc de mine. Eu am greșit. Nu ai greșit cu nimic. Spun adevărul. Și tu susții cu mâna pe inimă că nu știi cine e? Nu știu cine e în poza aia. Să nu mă ridic din locul ăsta dacă știu eu cine e în poza aia. Cum de s-ar fi putut ajunge la o asemenea situație? Nu știu. Cine nu te are pe tine la suflet? Deloc, dar deloc. Eu cred, părerea mea strictă, că-i mâna lui doamna soacră. Adică o vezi în stare pe maică sa să intre ea pe un calculator și să trucheze ea? Dar nu știu să umblu. Prostiile astea, mama e în vârstă. Da. Păi am văzut eu cum se uită maică ta după mine. Am văzut eu foarte bine. Și de unde până unde să facă mama așa ceva cu pozele alea? Nu știu, fix așa cum nu știu și nici bărbatul celălalt din poza aia. Crezi că eu îl știu? Exagerezi. Lasă-mă, te rog. Mai deschide un pic și ochii și sufletul, da?
Ce spune sufletul tău? Bănuiesc că este prima oară când îl vedeți pe Ionuț, nu-i așa? Păi și ce dacă? E un om foarte cum se cade, e un băiat frumos. O să intervin, o să intervin. E o persoană. Omul acesta cum se cade, până la urmă, da, i-a arătat fiicei dumneavoastră ușa. Într-un oraș străin, unde ea nu cunoaște. Asta și vreau să vorbesc și eu. Sunt oameni care, în decurs de 20 de ani, nu obțin ceea ce obțin un om cu un alt om în 2 sau 3 zile. Eu cu el am făcut chestia asta. Eu, într-adevăr, am avut și am sentimente față de el. De-aia și am adus-o și pe maică mea de la Chișinău. Ca să-i demonstrez și lui și lui doamna în cauză care e situația. Văd că ai venit în casa mea să faci ordine până la urmă. De unde până unde iubirea ta față de băiatul meu? Așa, dintr-o dată, dragoste mare, de nu se poate, gata, se căsătoresc. De unde până unde? Să vă spun, domnul Ernest, care trebuie este treaba. Trebuie să mă lămuriți pe mine, Denis, nu, pentru eu că vreau până să la vă urmă, spun reticența eu mea. Eu nu ți-a cerut-o, nu? Adevărat. Corect. Deci știți ce m-a deranjat pe mine? Când am aflat că este din Republica Moldova. Când am aflat atunci, să vă spun, am atâtea cunoștințe care s-au fript pur și simplu cu băieții lor. Au venit fetele de la Chișinău, le-a făcut cetățenie, deci vă spun sincer, le-a trântit și un copil și au plecat și i-au lăsat baltă după aia. Deci am cunoștințe, e adevărat ce spun. Din momentul acela mi-am schimbat păi și radical. Și asta înseamnă că automat și Anastasia este la fel? Nu e automat, dar are prea multă școală. O vedeți cât e de tupeistă? O vedeți și pe mama ei? Nu mi se pare... Da, ești tupeistă. Ai un tupeu și ridici tonul, la fel și mama ta. Nu se poate așa ceva. Adică vii în casa unui om, te găzduiește... Nu că am venit, am fost invitată. Ai fost invitată, dar l-ai văzut pe... deșteptul ăsta de fimiu, așa băiat bun. Păi chiar și... el e deștept e... și băiat bun, da, într-adevăr. Păi da, și ce vrei, gata, hai să pui tu mâna pe el. Și ai adus-o și pe mamă ta, ce să facă păi mamă nu ta? Am adus-o pe mama, ca să mă scuz eu. Da, ca să vă demonstrez voi doi că nu aveți dreptate. Că mă catalogați într-o personalitate care nu fac parte eu acolo, clar? De-aia și am adus-o eu pe mama, ca să vă zică vouă, să vă demonstreze vouă. De fapt, cine sunt eu? Și de ce am venit eu în România? Întrebarea este, oare cineva ar fi în stare să apeleze la niște tertipuri murdare până la urmă, nu? Ca să îi demonstreze altcuiva că are dreptate? Adică? De să știi că am și chiar o mare problemă. Ce s-a întâmplat, mai exact? Ionuțul meu s-a încurcat cu o moldovencă. Aola. O moldovencă periculoasă rău. Așa. Vreau să scap de ea. Mm-hmm. Și ce propune? Și m-am gândit la tine, să mă ajuți. Cu drag, ce... Deci mă gândeam să-ți dau contul ei de socializare. Da, așa. Iar tu, ca un băiat deștept care te pricep la toate, nu știu cum să-i facem, să iei niște poze de acolo, să îi le truchezi, să îi le schimbi, adică să iei, de exemplu, o dansatoare la bară și să-i pui fața ei. Da, bineînțeles. Punând pozele alea, să le vadă băiatul meu, să schimbe impresia despre ea. Am și să scape mai deodată, să scape și el. Asta nu e bună, sub nicio formă nu e bună pentru el. Păi și uite adevărul! Totuși, trebuie să recunoaștem, da, adică... Disperare face multe și din iubire. A avut imaginație, maică-ta, nu? Chiar asta ai făcut? Spune da sau nu, ai făcut asta sau nu? Am făcut. Deci eu chiar o să fiu drăguță cu tine. Îți dau așa să fii mulțumit. Da. Deci, dar o să dureze câteva zile. Dacă e vorba de câteva zile, e bine. Uite, eu m-am gândit așa de început, tu ce zici? Dar să te ocupi, adică cu toată seriozitatea. Să te ocupi și să mă ajungi, să faci exact totul ca la carte, da. Să nu prindă nimic. De ce ai făcut chestia asta? Ma da. Ca să te apăr. Să-l apăr de ce? De ce să-l aperi? Ce i-am făcut? Te-am pus eu cuțitul la cât? Ce i-am făcut? Că nu înțeleg. Totuși, nu pot să nu remarc ce un aspect până la urmă. De cât timp vă cunoașteți voi? Eu și Anastasia? Da. Câteva săptămâni? Câteva săptămâni. O lună. Ați apucat să discutați totuși câte în lună și în stele? Adică i-ai povestit tot legat de viața ta? Pentru că nu știu cum se face, dar fata asta te-a citit foarte bine. Adică spune niște lucruri
Wow, deci dau așa niște fiori reci. Eu i-am povestit tot despre adică mine. Ai studii în psihologie? Pentru că s-a orientat foarte bine, da? Adică știe exact de unde este problema, da? Faptul că maică-ta a încercat să te protejeze prea mult. Eu cred că maică-sa a ținut-o pe aia. Că l-a crescut singur și să nu dea de obelea, să-l protejeze cât mai mult poate și indiferent cine apare în viața lui, din gelozie și din egoism, să nu-l dea la nimeni. Ce? Ce de ce să-l apere? A venit, a făcut de două venite din lumea mare care gata, hai în două zile, hai să ne mărităm, nu, să ne vezi, am venit în lumea mare, nu venim din lumea mare. E o diferență. Eu vreau să știu un lucru, Ionuț. Tu chiar o iubești pe Anastasia? Crezi că atât de repede poți să cunoști pe cineva? Da. Ai totuși o vârstă, ai 30 și ceva de ani. Nu ești la prima ta relație. Crezi că este o idee foarte bună să te arunci așa cu capul înainte? M-am îndrăgostit, da. Nu cred că am greșit. Eu am fost absolut sincer față de ea. I-am povestit toată viața mea, am fost sincer. Nu e riscant, totuși, să te arunci așa cu capul înainte, să iei o decizie din asta majoră, ca după aia să-ți dai seama că, de fapt, persoana de care eu m-am îndrăgostit nu este, de fapt, ceea ce pare sau că poate ascunde una alta. Cred că maică-ta aici a încercat să te facă să înțelegi că nu e bine să te grăbești. Legat de mama, ea a mers prea departe. Legat de Anastasia. Nu e prima oară când maică-ta merge prea departe. Corect, așa, adică corect. Dar am înțeles care a fost. Să știe Anastasia, nu știu dacă știe asta, dar dânsa a încercat să-i facă lipeala cu fica unei vecine, a unei prietene, da, care este medic, adică ceva de genul. Fata ta n-ar fi bună pentru el, că și el salariu bun, serviciu bun, situație bună, mă. Basilicon, o cunosc și eu pe ea. Ești prietena mea cea mai bună, dar uite cum se treaba. Nu, băi, o fi el, e deștept și atât, dar nu e de nasul fiicei mele. Adică cum nu e de nasul fiicei? Băi, nu-l desconsider, cum dar cum nu e că e are de toate mai puțin așa un pic aspectul fizic, dar o să lucreze nu și e la asta. Vasilic, ascultă-mă, nu e numai și asta. Plus că fiica mea are, ea are pe cineva, un tot medic, părtășesc aceleași pasiuni comune. Deci are pe adică cineva? Adică are, da, și ăla vrea să-i facă și un copil. Îți dai seama, vrea să întemeieze familie omul. Te deranjează? Da. Ești mințit? Nu suport să fiu mințită. Pe cine suportă să fie mințit? Nimeni. Și asta sper să facem, să nu ne mințim, că de-aia suntem aici. Okay, bun. Să dăm cărțile pe față. Acum roata se întoarce, nu-i așa? Da, se întoarce și se întoarce la mine, mama. Da. La mine se întoarce. Dar de ce nu ai făcut-o de la bun început? Parcă da, mă, am scuzele mele. Am scuzele mele. Era iubirea mare da, și sinceră. E de și ce acum doar în momentul în care eu te-am obligat să faci asta, ai ales să faci asta? Nu, no, oricum i-aș fi spus-o dacă lucrurile ar fi decurs bine până într-un final. Te rog, spune-mi cu ce m-ai mințit. Mirela, de 5 ani, deci am zis că e sora mea. E, de fapt, copilul meu. Poftim, ia uite-te, fată! Poftim. Ia uite-te, dragă! Unde pleci de-ți faci bagajul? Mami, o să plec câteva zile la București. Nu stau mult, promit că mă întorc în două zile. Tu să o asculți de da, măta mare. Mm-hmm. Să asculți de ea, da? Da, da. Ascultă. Ascultă, nu? Da. Da, măi, mamă, uite, o să plec și eu, nu durează mult. Fac ce am de făcut, mă întorc și aia e. Ăștia îi iau și pe ăștia. Când te întorci, poate îmi cumperi și mie niște recuzite. Că mi-a dat doamna învățătoare o listă cu ce am nevoie pentru anul școlar. De ce ai nevoie tu pentru școală? Ia zi. Păi am nevoie de penar, de stilou, de creioane, de carioci. Și paletă mai ziceai tu ca să pictați, nu? Da, așa, la ora de arte. Ai venit aici cu atâta tupeu și da, m-ai făcut ce pe mine cum ai făcut. De ce faci lucrurile astea acum? Cu tupeul tău de ne-ai brobodit se aici. Se pare că până la urmă am avut dreptate în legătură cu tine. Ești o mincinoasă. Nu, nu sunt asta. Ești o mincinoasă. Nu, nu sunt o mincinoasă asta. Și am pus pe alții. Anastasia, acolo unde există iubire. Ia uite, iubire frate, mare, ce mai vrei, măi? Sinceră, nu? E loc și pentru minciună? Eu cred că după minciuna asta nu mai e niciuna. Bine, mami, o să-ți iau când mă întorc de la București, că acum nu am bani. Ok, mami. Să aștepți un pic, da, mamă? Da. Bine, mamă. Ia, iubițica, mergi și te uite la desenii, sufragerii, să vorbesc un pic cu mami, da? Bine, bunii. Gata, te-ai spălat pe mâini de și mică, până la urmă. Nu, e o minciună mică. Minor, vă rog să mă lăsați adică să vorbesc. Ce să te mai lasă să vorbești? Ce să te că e destul ce ai vorbit? Nu, nu e destul. Am avut și eu motiv.
motivele ai... mele de ce care am făcut motivele chestia ai avut? Am avut să-l motiv. Păcălești nu, pe ăsta nu, nu, și să pui mâna pe el. Ce explicație să ne mai dai tu acum? Ia-o pe mama ta, plecați de unde ați venit. Nu, nu, nu cred că mai e de dat nicio explicație. Nu o să plec, o să stau să zic că adevărul care e pur. Și după aia, dacă e, e decizia lui, ultima decizie. Vrei să o mai asculți, dragă? Păi n-am avut timp. N-am avut momentul potrivit să-i zic. Bănuiesc că dacă ați vorbit câte în lună și în stele, pentru că mi-ai confirmat da. Asta, cum era să uiți de un asemenea detaliu? Nu am uitat, era un detaliu foarte important, care nu... Era momentul să-i zic atunci. Trebuie să mă asigur, de fapt, cine e Ionuț, ce face Ionuț, cine e, de fapt... Doar am încercat să îți arăt adevărul. Deci ascultă-mă ce spun, faci cea mai mare greșeală. Nu te mai pot asculta. Știi cât mai... e de perversă, de periculoasă? Mamă, eu am impresia că tu deci... ești și mai perversă și mai periculoasă decât toată bravo, lumea din mamă. Camera asta adunată la un loc. Da. Și... n-am eu posibilitate acum financiară. Da, mă, da? Și toată rădește în tine, păi na. La voi nu e nicio dragoste. Ba da. Tu vrei bănuțul, eu ți-l ofer și pleci frumoșel. În comparație cu ea, așa. Aveți un suflet negru. Îți dau 10.000. Deci eu am rămas cu copilul în burtă și cu mama de mână. Îți dau 15.000, bine? Cum adică poți detalia acest trebuie să mă asigur? Da. De-aia așa am și venit la București când am venit pentru prima oară. Să văd dacă e adevărat ceea ce zice el. Și nu mă minte. Ca după să vin eu să-i zic de fapt că am un copil. Sunt tare curios, maică-ta, ce te-a sfătuit în privința asta? Iubita, eu ți-am spus. Deodată trebuia să-i spui băiatul ăsta bun. Da, mamă, știu, bun. Dar n-am putut să-i zic deodată așa la al doilea nimerit. La al doilea întâlnit pe stradă asta să mă apuc e. Eu să-i zic lui viața mea personală. Și asta e adevărat. Ai văzut că Ionuț nu este de fapt un burtos la 65 de ani, da? Care nu are un job, nu are o ocupație și păcălește fete tinere și frumoase pe internet. Nu am avut tăria aia de caracter să vin în fața lui, omul care îl iubesc, care e acum în stânga mea, să-i spun, de fapt, uite care e situația. Ce este criminal să aibă un copil? Doamne, și dacă ferește, a hotărât nu. Acum să spună, n-a spus mai devreme, nu l-a mințit, n-a spus. N-a fost o chestie de mințit, să mă întreb, ai copil sau nu și eu să zic dar că nu. Dar nu este niciun criminal. Dar de ce ți-e doamna rușine, a crescut un copil singură, să fie rușine, da? Cum să-mi fie rușine? Eu am crescut-o tot cum am putut. Nu e nicio mințeală aici, nicio rușine că a născut copilul și nu s-a refuzat, că a lăsat. În momentul în care erați dumneavoastră singură. Cu nepoata și au intrat peste da. Fica dumneavoastră, totuși, da? Deci știți doamne, care e treaba? Haideți să vă spun ceva. Făcut. Știți cum luați omul? Uite așa nu, luați, nu, așa îl întoarceți pe partea cealaltă. La fel și fata ce? Dumneavoastră. În comparație cu ea, așa. Aveți un suflet negru. Că v-ați dus special să plătiți la nu știu cine, să faceți poze. Pe... Nu v-ați gândit că îi faceți și lui nu m-am gândit. Stres? M-am gândit că o să-i fac un mare bine, nu că scapă de... Bine, că ați făcut egoism. De niște femei n-ați manipulatoare, nu, că mi-am dat seama. Manipulatoare. Deci sunteți, deci mi-am dat seama ce da, fel de persoane da, da, sunteți da, da, amândouă. Eu aș vrea să vorbesc doar cu ea, se poate? O secundă. Haideți să ne liniștim puțin. Nu mi-a răspuns la o întrebare, da? Care e povestea Mirelei până la urmă? Deci, și unde este tatăl ei? Deci am fost împreună cu un băiat mulți ani. Urma să ne facem și familie și... Când am ajuns să rămân eu gravidă, a fost un incident. N-a fost că l-am așteptat sau că ne-am forțat să facem acest copil. A fost o chestie care s-a întâmplat pe neașteptate. Masă, când i-am zis, el atunci era plecat, ce a făcut? Mi-a dat bloc direct. Deci am rămas cu copilul în burtă și cu mama de mână. Tu ce zici despre asta? Era cazul să-i zic mai demult, dar dacă n-a fost să-i zic, adică... Cred că până la urmă îi dau dreptate Anastasiei. Cred că și eu aș fi făcut la fel în locul ei. Aș fi pregătit terenul ca să pot da o asemenea veste. Îmi pare foarte rău de ceea ce a făcut mama, nu înțeleg de ce a făcut chestia asta. Eu nu mai suport. Până la urmă, copilul ăla n-are nicio vină, e un copil. Eu doar am încercat să îți arăt adevărul.
De aici încolo, Ionuț, deciziile îți aparțin, da? Ești bărbat în toată firea. Nu eu sunt cel care hotărăște pentru tine. Eu aleg să rămân cu Anastasia și... Deci dăm voie și mie să mai vorbesc cu Anastasia între patru ori. Sigur că da. Oricum, nu se mai poate schimba nimic. Da, vorbește. Te rog, fetițu, hai să vorbim amândouă. Hai să nu o mai luăm pe ocolite. Zi în care e prețul, să-l lași pe fiul în pace. Nu am preț. Nu ai preț. Nu. Deci te rog frumos. La voi nu e nicio dragoste. Ba da. Tu vrei bănuțul, eu ți-l ofer și pleci frumoșel. Și o iei și pe maică ta și vă duceți. Hai te rog, eu ascultă-mă că e cel mai bine. Îți dau 10.000. Îți dau 10.000, fată. Niciodată. Ce faci tu cu 10.000 acolo la tine? Nimic. Nu faci nimic? Nu. Măi, fetițu. Da. Chiar ai tupeu. De ce mama ta a luat-o pe Anastasie? Ce vrea să-i spuie? Ce vrea să dovedească? Doar până atunci când tu ai aflat de pozele ele, ea își cerea scuze și vroia să spună adevărul și vroia ca voi să fiți împreună, că ea e vinovată, că ea nu știu ce. Apropo de adevăr, știi, profit totuși de faptul că până la urmă Anastasia nu este aici. Și înțeleg că ești îndrăgostit lui Lea, înțeleg că îți place fata, nu e nicio problemă. Dar mai e un adevăr. Nu ați avut o discuție totuși cu Anastasia? Poate pui mâna și urgentiezi lucrul ăsta. Vezi și tu, copilul te așteaptă, noi nu putem, nu avem posibilitatea acum financiară. Da, mă, da? Și toată nădejdea în tine, păi na. Dacă ai mers, ai dragoste, vrei să te căsătorești, fă un copil, fă-l fericit pe iubitul. Da, și, mamă, na, știu. Păi hotărăște-te că să trebuie să ieși copilul mai departe, să-i dai tot ce are nevoie, nu da, vezi? Da, mamă, asta mă duc, asta o să fac, adică nu stau acolo de flori de cuc. Da, și care-i problema până la urmă? O mamă întotdeauna își dorește copilului ei să fie fericită, să fie stabil financiară, să aibă o persoană care să fie lângă ea, să fie protejată. Nu văd nimic în cazul adică ăsta. Adică aș fi de acord cu relația lor. Eu aș fi de acord ca să fie ei fericiți. Da. I-ați explicat lui Ionuț că la pachet o să veniți și dumneavoastră? Tu vezi că aici e o sărăcie, n-ai ce face, vreau și eu să ies din sărăcia asta, vreau și eu să merg în București ca poate să avem o continuare, că n-avem ce face. Dumneavoastră eu știu să locuiesc aici cu voi? Tu crezi că Anastasia eu știu să muncesc, eu am crescut și copilașul și am ajutat și fata. Fata e foarte muncitoare. Dar să, eu nu înțeleg ce vrei să Anastasia va putea să o lase pe mama ei acolo? Singură? Îți dai seama? Ce s-a întâmplat? Ce-i deosebit? Nu, stați, așa ceva nu se poate. El a lăsat pe mama lui ceva. Nimeni n-a spus nimic, nu a jignit. Eu făcut spun doar la... că era bine ca aceste lucruri să fi fost cunoscute de la bun început. Păi ești cunoscute, eu ce am spus? Nu, doamna, abia acum le-ați spus. Păi și-am spus acum, dacă n-am spus mai înainte, că am uitat, am și eu vârste. Nu înseamnă că, nu înseamnă că am vrut ceva... Da, da. Multul pe voi. Am. Nu pot să-l las pe el. Nu pot să-l manipulez și să-l învârtesc pe el așa cum vreau eu. Da. Deci eu te-am cunoscut din prima. Ai văzut câtă dreptate am avut. Îți dau 15.000, e bine? 15.000? Ia gândește-te. Bine, bate-mi palme. Nu am acum, dar într-o săptămână promit că ți-i dau. Într-o săptămână? Într-o săptămână îți dau bănuții. Și pleci. Okay. Bate-mi palme, cum ai spus. Bine, fată. Atunci ai să batem palma. Să taie norocos. Bravo ție. Mulțumesc. Ai luat decizia cea mai bună. N-am venit pe umerii tăi, nu mă interesează casa ta. Eu vreau să fiți voi fericiți și Doamne ajută să fii și nepoțica mea cu voi. Și tu, ca om cum se cade, ca un băiat foarte bun, eu îți doresc fericire și mult sănătate. Eu mă întorc și plec acasă, că n-am treabă. Ia zi, măi, Ionuț, ți se pare ție normal ca să am eu discuții cu maică ta și să-mi propună ea mie bani adică ca să bani? Te las? Ca să te las
și să dispar din viața ta? Mamă, te mai oprești vreodată? Măi, băiatule, știi ce naiv suntem amândoi? Da, ascultă-mă! Acolo, ascultă-mă puțin! Ce să mai ascult, mamă? Ce da, să mai i-am ascult? Propus că tu nu mai ai ce, ochi să vezi. Să plece, să-i dau bani să ducă. Dar știi că a fost de acord? Deci a fost de acord. Cu și ce acum să fiu ești... de acord? Ai cu fost ce? De acord cu suma. Cu ce să fiu de acord? Cu ce măi, sumă? Fetițo, că nu mă măi, ce școală nu, aveți mă, în voi am vânt. Nu sunt deci un obiect ca poate. Să mă vând. Deci ascultă-mă ce spun, faci cea mai mamă, mare greșeală. Nu te mai pot știi cât mai... e de perversă, de periculoasă? Mamă, eu am impresia că tu ești și mai perversă și mai periculoasă decât toată bravo, lumea din camera mamă. Asta adunată bravo. La un loc. Da? Și nu știu cum să-ți spun, dar dintre, hai să te convingi dintre tu, tine băiatule. Care m-ai mințit cu pozele alea și ea care n-a apucat să-mi spună de copilul ei până acum, vamai să știi cu aleg pe ea, ok? Meu. Alege mamă și ai să te dai cu capul de nu, pereți. Nu, n-o să se dea cu capul de păreți. De ce? Că dacă aș fi acceptat banii, aș fi plecat. Dar nu sunt omul ca să mă vând, nu sunt un obiect păi ca să mă vând. Păi nu te vinzi, că ai luat lozul cel mare. Ce loz am luat? Ce luai câțiva bani și îl iei pe... Nu, nu, stai așa. Vai de capul meu. Nu-ți cine... convine, normal că nu-ți convine. Eu vreau să rămân cu el. De-aia și măi, sunt acum aici. Băiatule, în ce te-ai băgat în cu... ce s-a băgat? Zi-mi și tu în ce s-a băgat. Dacă el acceptă să rămână cu mine și eu la fel accept să rămân cu el. Anastasia, te rog, ascultă-mă. M-am maturizat. Îmi pare rău pentru reacția pe care am avut-o la adresa ta. Ascultă-mă, te rog frumos, până la capăt, Anastasia. Anastasia, te rog. Îți iei fetița, o creștem amândoi și cu asta basta. Ștergem tot cu buretele luăm de la început, te rog. Da. Dragostea de mamă, așa cum este ea, puternică până la sacrificiul suprem, caldă, ocrotitoare, poate fi și orbitoare. Vasilica, o femeie care mâine poi mâine se pensionează, a ajuns să folosească tehnologia modernă numai ca să-i facă un bine fiului său. Intrigi, scheme, o mulțime de strategii, toate ca să compenseze, prost de altfel, incapacitatea lui Ionuț de a înțelege, măcar un pic, căci complet este imposibil, femeile. Dacă ar fi vorbit cu el din adolescență, să-i mai spună una alta despre dorințele, nevoile fetelor, poate că Ionuț nu mai ajungea deloc la Anastasia și nu se mai făcea atâta tevatură. Învăța și el să ia un buchet de flori, să o scoată pe Andreea la plimbare sau în oraș. El a crezut că viața în doi înseamnă muncă și cineva care să îl suporte doar pentru că primește de mâncare. Ionuț este un caz extrem, dar și noi, ceilalți bărbați, mai uităm să facem chestiile acestea. Trăgeți-ne ușor de mânecă cu tactul vostru feminin universal recunoscut. Păcăliți-ne să ni se pară că nouă ne-ar fi venit ideea de a vă propune o seară la restaurant, la dans, la film, și așa mai departe. Noi o să ne simțim bărbați, iar voi, cu siguranță, vă veți simți fericite. Pentru Dumnezeu, fractus tău pe saltea de bani! Noi nu ne ajungem cu nimic! Ți-ți dă câteva firimituri și te păcălește! Mama, vină repede! Ce e? Ce e? Am ajuns eu să-ți bag chiloții, șosetele la spălat, ai lăsat morman în fața mașinii? Ești cea mai bună cumnățică. Chiar nu știu ce m-aș face fără tine. Tu știi că surmea doar pe mine mare. Iubire, ce mai faci? Mi-a fost așa de dor de tine. V-a cunoscut fata aia săraca la bărbați cu cât i-ai stat? Te rog, nu mai țipa. V-am auzit că vă certați. Ești frumoasă, iubita mea, ca de obicei. Trebuie să vinim la București. De ce? Poți să fierbi, bă! Nu trebuie neapărat să-l prăjești. Nu-mi plac ouăle fierte. Dar ție cum îți plac ouăle prăjite? Da. Tu-ți bagi joc de noi? Te-am primit în casa noastră și tu faci așa ceva? Au venit aseară hoții peste noi. O să fie bine, ascultă-mă. Haide să fac curat. Nu și faci nimic. Să fac patul. Nu e vina mea că l-am dat afară, da? Hrișcănuci,
Ciocolată fără zahăr, zmeu, rafine? Jesus! Fiecare om își crește copilul așa cum crede el de cuvință. Când o să ai și tu unul, poți să-l crești așa cum vrei tu. Unde-i Paula, mă?